Exponatul lunii noiembrie la Complexul Muzeal de Științe Naturii Ion Borcea din Bacău este albina dulgher. Albinele dulgher, denumite științific Psilocopa, sunt cele mai mari albine din Europa, unele specii ajung până la 30 de milimetri. Sunt în principal solitare, dar unele specii pot manifesta o formă de comportament social. Denumirea științifică a genului Psilocopa provine din cuvântul grecesc xylokopos, care înseamnă tăietor de lemn. Prefixul xylon se referă la lemn, în timp ce copos derivă din coptein, care înseamnă a tăia. Acest nume face referire la obiceiul acestor albine de a săpa galerii în lemn pentru a-și construi cuiburile. În Europa se cunosc 9 specii, dintre care, în România, sunt prezente 3 specii, Xylocopa valga, Xylocopa violacea, Xylocopa iris. Aceste albine se întâlnesc din zona montană joasă până în delta Dunării. Albinele sunt ușor de recunoscut după dimensiune, fiind mai mari decât un bondar, și după culoarea neagră albăstruie a cuticulei și a aripilor, aspect care trădează adaptări pentru un climat cald. Albinele dulgher iernează în stadiu de adult. Primăvara, albinele ies la zbor începând cu luna aprilie. Albinele dulgher își fac cuiburi în lemn mort sau parțial uscat și în tulpinele unor plante ierbacee. O femelă construiește între 1 și 3 cuiburi în arbori uscați, ramuri, stâlpi de lemn, tulpini de stuf. Cu ajutorul mandibulor puternice, femela sapă una sau mai multe galerii cilindrice cu o singură intrare. Galeriile sunt liniare și sunt compartimentate în celule separate prin pereți despărțitori confecționați din resturi lemnoase. Cel mai mare cuib poate avea până la 20 de celule. În celule se vor dezvolta larvele și apoi pupele. Dezvoltarea completă de la ou la adult poate dura între 6 și 8 săptămâni. Fiecare celulă este aprovizionată cu o pastă de polen și nectar pe care albina depune câte un ou. În medie, o femelă depune până la 10 ouă pe cuib. Adulții tineri apar de la sfârșitul lunii iulie până la începutul lunii septembrie. Aceștia nu părăsesc cuibul până primăvara următoare. Femela care a construit cuibul moare după apariția primei generații. Cuiburile sunt adesea reutilizate de următoarea generație. Albinele dulgher sunt polenizatori ai unor plante de importanță economică deosebită, precum mărul, prunul, lucerna, trifoiul, salvia, lavanda, etc. Unele albine, precum Xylocopa valga, vizitează un număr variat de plante cu flori, până la 95 de specii din 30 de familii de plante. Polenul este transportat la cuib pe picioarele posterioare cu ajutorul unei formațiuni bogate în perișori numită scopa. O mare parte din polen este ingerată și transportată într-o structură specializată a intestinului numită gușă. Albinele dulgher se confruntă cu o serie de amenințări care le pot afecta populațiile și habitatul natural. Printre cele mai importante amenințări se numără degradarea habitatului, utilizarea excesivă a pesticidelor, schimbările climatice, concurența pentru resurse limitate, paraziții și bolile. Cele 3 specii de albine dulgher din România au fost propuse pentru protecție legală.